Seara bună, dragii mei! Uitându-mă peste emisiunea de ieri, am constatat cu prefăcută uimire că e plină de știri cu PSD-iști. Într-un fel normal, doar PSD este partidul aflat la guvernare, care le face și le desface pe toate. Pe de altă parte, să lăsăm opoziția nereprezentată este un mare păcat. Ne-am propus ca astăzi să echilibrăm balanța și să acordăm actualilor opozanți și viitori guvernanți o grijă deosebită de care suntem siguri că n-ar fi avut nevoie. Și cum puteam să vorbim în special de liberal decât stând frumușel pe scaun cu pernuța în brațe? Pentru că după 89 încoace și liberalii noștri au dormit în cizme, pe banchete, pe scaune, pe canapele, pe unde au apucat. Că de-aia e PSD de la guvernare și în Argeș de atâta amar de vreme. Să începem prea frumoasa emisiune. Doamnele din PNL Argeș se pregătesc de guvernare, așa că au luat cu asalt frizeriile. Stați să vedeți ce a ieșit. Unul a dat cu semnătura, altul a asfaltat pădure. Cum s-a transferat Trivale în conturi full de parale, veți afla în continuare. Deci stați pe televizoare. Recenta moțiune de cenzură a PNL, la care era deja să și ațipesc, nu a fost nici pe departe un eșec, așa cum greșit au interpretat mulți. În realitate, liberalii nici nu doreau ca aceasta să treacă, întrucât Alinuța mai are de scăpat în drumul ei spre funcția de premier de niște pedeliști aflați pe fărașul DNA. Această moțiune a fost, cum să vă spun, ca un fel de repetiție pentru guvernarea care li s-a pus pleașcă în brațe începând de anul viitor. Așa se face că, în weekendul ce tocmai a trecut, frizeriile, coafururile, saloanele de fiițe nu au mai făcut față programărilor. Doamnele din PNL Argeș au ieșit din umbră, sau mai bine spus, din guvernul din umbră, și au început să se edichisească pentru viitoarele portofolii din lumea reală. Mai ales că PSD și-a ales un președinte pe care scrie 4 ani cu executare. Olimpia Doru i-a înnebunit pe hairstyliști pentru că nu știa ce să aleagă. O coafură cu șuvițe dată de pe stânga pe dreapta, de candidat la primăria Pitești, sau ceva mai ușor, de vară, de viitoare doamnă parlamentar. Se pare că, într-un final, a optat pentru o coafură de Camera Deputaților, pentru că la primărie s-au aruncat în cap toți bărbații din partid. Georgeta Armanaschi, deja dichisită, nu și-a tăiat decât vârfurile, puțin tocate de la atât a stat pe scaunul Vămii Pitești. Pentru aceasta, aflarea la putere, indiferent de putere, a devenit o chestiune de uzură. Mai împrospătează pomeții, mai dă cu o pudră pe nesuc, schimbă luciul de buze și este ca și nouă pentru un alt mandat de director. Violeta Nedelcu, actual director al Oficiului pentru Protecția Consumatorului Argeș, fiind o doamnă cu mai puține fițe și ifose, a ales un masaj la domiciliu. Faptul că sunt prea puțini comisari raportat la volumul de muncă i-a cauzat ceva dureri în zona lombară, fiind des auzită pe holurile instituției, cum spune: "Mamă, ce mârie oasele!" Elena Grigorescu, director la Agenția de Prestații Sociale, s-a aflat într-o mare dilemă. Pe de o parte, ar vrea să rămână la blondul care a consacrat-o și a adus succesul, iar pe de alta, ar vrea să încerce și un brunet impunător, sobru, pentru a nu mai spune toată lumea că singura sa calitate stă în claia bălaie. Cum nu s-a decis, aceasta a optat pentru o mască hidratantă cu ulei de nuci și macadamia. Sorina Marin și-a făcut programare încă de la primele ore ale dimineții. Aceasta a optat pentru o epilare definitivă de mustață cu cea mai performantă tehnologie laser, folosită cu rezultate excelente pentru doamnele care își doresc portofolii pe bază de mediu. Problema este că părul începe să apară odată cu încetarea mandatului, însă acesta poate fi smuls mult mai ușor cu penseta. Cornelia Mandu, consiliera parlamentarului Ionuț Eliezisu, a optat pentru un pachet de relaxare, dar a ales și un tratament special pentru bust, pentru ca acesta să reziste la fel de ferm, cel puțin încă o guvernare. Anca Barbu este singura care a rămas acasă, renunțând la programarea pe care o avea la Paris. Pe de o parte, și-ar scoate de la naftalină bâta care a consacrat-o când a candidat pentru primăria Pitești, însă, pe de altă parte, ar prefera liniștea grădinăritului. Nu ți bica, De ce mă apucă mereu somnul când vorbesc despre acest personaj? Tănuț Bica, copreședinte al PNL, ar vrea și el să fie chemat la DNA și eventual arestat, întrucât a realizat că nu a fost, nu este și nu va fi niciodată interesant pentru lumea politică și cu atât mai puțin pentru primăria Pitești, la care ar vrea să candideze. Bica susține că numai justiția ar putea să-i dea anvergura la care visează.
Inițial am vrut să mă fac lumber sexual și mi-am lăsat barbă, crezând că o să determin presa să mă considere mai interesant, mai cool, dar a doua zi m-am trezit cu porecla de Ion Creangă. Poate că DNA mă va ridica și pe mine la rangul de politician care se respectă, să nu mă mai creadă toți un fraier care nu e în stare nici măcar să ia o șpagă de 1000 de euro, a declarat Dănuț Bica. Să intri un analfabet după gratii și să ieși autor de cărți și studii științifice. Iată un paradox care numai în țărișoara asta se putea consuma. Să fii magistrat și să eliberezi condiționat un analfabet care face mișto de tine, pretinzând că a scris 5 cărți în timp record, iar pușcăria a făcut din el om de litere. Iată un alt paradox care mi este și mai greu să-l diger. O sumedenie de paradoxuri aproape culturale se consumă zi de zi și pe plaiuri arteșene. Am identificat pentru dumneavoastră doar 10, lăsându-vă imaginația liberă să se gândească și la restul până la 1000, cel puțin. Deși este un dezastru atunci când deschide gura, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Constantin Polexe, este responsabil de gestionarea culturii argeșene. Deși cunoștințele în materie de gramatică, sintaxă și morfologie nu îi permit nici măcar absolvirea a 4 clase, vicepreședintele Constantin Polexe a absolvit și studii de master la Universitatea de Stat din Pitești. Deși nu știe nici măcar să scrie corect, Gheorghe Dinescu este președinte peste filiala unui partid istoric, PNCCD, odinioară călăuzit de elitele culturii românești. Deși nu are nici măcar cunoștințele gramaticale ale lui Constantin Polexe, președintele PNCCD Argeș, Gheorghe Dinescu, a luat totuși bacalaureatul. Deși este purtător ilegal de diplomă de bacalaureat, Gigi Dinescu vrea să fie primar al piteștenilor. Deși până și la bacalaureat a fost prins copiind, țărănistul Gigi Dinescu face bășcălie de doctoratul copy-paste al premierului Victor Ponta. Deși administrația și aranjamentele în folos personal sau de grup îi răpeau tot timpul, dovadă că la majoritatea evenimentelor cu caracter cultural a țipat de fiecare dată, primarul cercetat Tudor Pendiuc a fost autor sau coautor la numai puțin de 11 cărți și autor la 10 de lucrări cu caracter științific. Deși a absolvit o facultate de informatică, primarul încarcerat Tudor Pendiuc nu are cunoștințe elementare de operare pe calculator. Directorul Teatrului Piteștean, instituție care ar fi trebuit să fie sufletul cultural al municipiului, este un domn care își petrece timpul între dormit în birou și pupat mânușițele superiorilor administrativi. Director pentru Școala Populară de Arte este o doamnă activă care nu mai este de mult populară în ochii soțului. Sunt sigură că în viața de zi cu zi și dumneavoastră v-ați lovit de o multitudine de paradoxuri. Vă invit să vorbim despre ele pe pagina de Facebook a emisiunii www.facebook.com/albopres. Continuăm cu știrile pe scurt. Adrian Miuțescu, purtătorul de cuvânt al PNL Argeș, susține că nu este teamă de DNA, întrucât nu a primit niciodată mită, nici măcar atunci când aranja posturile de director de deconcentrate. Fiind mai mărunțel, mereu i-a fost teamă să cadă în geanta cu bani și să nu mai iasă de acolo cu zile. Liberalul Cătălin Teodorescu, fostul președinte al PDL Argeș, cercetat în dosarul cu retrocedări dubioase, s-a resemnat la gândul că ar putea să se alăture pleiadei de politicieni aflați după gratii. Și pentru că a fost mereu un domn, acesta ne-a mărturisit că nu-i pasă dacă va primi o sentință cu executare, ci va avea grijă să facă și din pușcărie o opoziție constructivă. Tot mai multe articole din presa centrală au ajuns să speculeze în jurul subiectului Alina Gorghiu și a cui amant a fost de ajuns președinte al PNL. Niște răutăți gratuite, spunem noi, căci și despre Iani Popa, președinte al PNL Argeș, se aude că ar fi amanta Alinei Gorghiu, din moment ce a ajuns șeful grupului parlamentar liberal. Pădurea Trivale reprezintă de peste două decenii una dintre cele mai râvnite zone de către rechini imobiliari. Să fim serioși, cine nu și-ar dori o casă la margine de codul verde? Așa s-a ajuns ca sute de hectare din această pădure să fie retrocedate, deși aparținuseră din totdeauna statului. Jaful din Trivale a intrat și în atenția procurorilor DNA, care strâng de câțiva ani
probe pentru a-i aduce în fața justiției pe cei care se fac vinovați. Unul dintre numele vehiculate este al copreședintelui PNL Argeș, Ion Popa, care se jură că nu fură, deși printr-o singură semnătură ar fi dat undă verde la teleportările de păduri. Nici liberalul Gogu Davidescu, fost director al Direcției Silvice, nu ar fi străin de ilegalitățile comise. Acesta a fost acuzat că ar fi asfaltat pădurea doar pentru a-și face drum către căsuța din Codul Verde. Pentru cei doi și nu numai, avem o dedicație muzicală specială, fără număr, fără număr. Hei, m-am dus, să tai un copac. Hei, m-am dus, să tai un copac. Căci-am vreo 10 hectare ne defrișa, să las copaci în picioare. Este mare păcat, am aici pe hârtie un plan moreț cu aprobare și ștampilă. De la județ e o afacere cu parandără, păzea că cade tot. Se duce la vale, dar ce mândre vilișoare se ridică spre soare. De-abia am apucat să tai un hectar, că au început să țipe cei de la ziar, ci că pădurea mea ar fi pădurea lor, toată trivalea ar fi a pinteștenilor. Dar eu am spatele bine asigurat, ce-a fost luat înapoi nu mai poate fi dat. E o afacere cu parandărăt, păzea că cade tot. Cade pădurea trivale, se duce la vale, dar ce mândre vilișoare se ridică spre soare. Pădure cu mult strat de ozon, mai bine o pădure cu vile beton, ecologiști în jură. Toți la un loc am transformat aurul verde în lemne de foc, dacă vor remediu curat să prizeze poftim aer de ar pe chin. Cade pădurea tribale, se duce la vale, ce mândre vilișoare se ridică spre soare. Cade pădurea trivale, se duce la vale, dar ce mândre vilișoare se ridică spre soare. Cade, cade pădurea trivale, se duce, se duce, se duce la vale. Cade, cade vale, se duce, se duce, se duce la vale. Cade, cade pădurea trivale, se duce, se duce, se duce la vale. Cade, cade pădurea trivale, se duce, se duce, se duce la vale. Ei da, cântecul acesta îl înregistram pe vremea când Artechim încă nu fusese aruncat la fiare vechi. Așa că acum nu mai prizăm fumul de la fornalele defunctului combinat, ci pe cel de la Volkswagen-urile mânărite de către nemți. Pentru că mâine se anunță o zi lungă de post, nu vă mai rețin decât pentru a mulțumi încă o dată sponsorului nostru Optica Negreanu și hairstylistului Cristi Spas, pe care îl găsiți la Lotus Center Pitești. La bună revedere!